Salut la toată lumea! Astăzi am să vă prezint o platformă prin care vă puteți crea propriul site web fără cunoștințe în domeniul IT. WebWave este ca un loc de joacă virtual în care te poți distra creându-ți un site web cu șabloane gratuite și optimizate pentru telefoanele mobile. Avantajul este că WebWave dispune de niște grupuri de elemente care te vor ajuta să-ți creezi capodopera în cel mai scurt timp posibil, fără complicații. De asemenea, prin multitudine de avantaje pe care le aveți, WebWave mai dispune de funcție de editare simplă a textului. Lista de straturi care îți oferă o editare mult mai avansată este încă un element super pe care ți-l oferă WebWave. Oricum, dacă îți dorești să faci un site profesionist, ai nevoie de o galerie, acestea fiind foarte importante pentru prezentarea evenimentelor și pentru crearea unui portofoliu online, iar pe WebWave vei găsi tot ce ai nevoie. Cu alte cuvinte, vă recomand să începeți să vă realizați primul vostru site folosind WebWave, apăsând pe linkul din descriere. România a obținut o sumă impresionantă de 79,9 miliarde de euro pentru proiectele europene, a declarat președintele Klaus Iohannis la Bruxelles, unde s-a ajuns la un acord privind pachetul de redresare economică. Un acord extrem de important pentru România, a spus Iohannis. Tocmai s-a încheiat Consiliul European și am ajuns la un acord. Am ajuns la un acord foarte important pentru Europa, un acord extrem de important pentru România. Iată că după discuții foarte complicate, după negocieri foarte complicate, după 4 zile și 4 nopți de negociere, am obținut pentru România o sumă impresionantă de aproape 80 de miliarde de euro pentru proiectele europene, negocieri care ne permit acum să trecem la etapa următoare. Vom folosi această sumă de 80 de miliarde pentru a reface infrastructura în România, pentru a construi spitale, școli, pentru a moderniza marile sisteme publice. Este de asemenea foarte important de știut că o parte semnificativă din acești bani va fi folosită pentru relansare, pentru revigorare economică. Repet, deci 80.000 de milioane de euro vom folosi pentru a pune în practică, pe de o parte, planul pentru bugetul multianual de 2021-2027, un plan la care lucrăm împreună cu guvernul deja din ianuarie și în cel mai scurt timp va fi finalizat pentru a fi pregătiți să începem implementarea, iar pe de altă parte, lucrăm de o vreme bună deja la Planul Național de Relansare, care va fi prezentat Comisiei Europene pentru a primi fondurile pentru relansarea economică. Iată deci că până acum ne-am pregătit bine. Am obținut un rezultat frumos. Încă o dată, este o zi importantă pentru România, o zi importantă pentru proiectul european și vom merge mai departe, fiindcă acești bani trebuie folosiți pentru reconstrucția României, a declarat Klaus Iohannis. Liderii țărilor Uniunii Europene și a instituțiilor comunitare au ajuns marți, în a cincea zi a summitului de la Bruxelles, la un acord asupra bugetului destinat perioadei de 2021-2027 și asupra fondului Uniunii Europene de relansare economică post-pandemie. Liderii țărilor europene și ai instituțiilor UE au aprobat un buget multianual în valoare de 1074 de miliarde de euro. În plus, a fost aprobat fondul UE de relansare economică post-pandemie în valoare de 750 de miliarde de euro, format din subvenții nerambursabile de 390 de miliarde de euro și din credite de 360 de miliarde de euro. Bună dimineața tuturor! Avem un acord! Am reușit! Europa este puternică, Europa este unită, a declarat Charles Michel, președintele Consiliului European, la încheierea summitului Uniunii Europene. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a mulțumit lui Charles Michel și a cancelarului german Angela Merkel pentru eforturile lor în scopul ajungerii la un compromis, apreciind că acordul este dovada capacității Europei de a acționa. Așa epuizați cum suntem toți acum, știm că este un moment istoric pentru Europa, a adăugat ea, care a ținut să remarce că s-au făcut compromisuri în cheltuielile bugetare alocate sănătății, migrației și acțiunii externe. Am negociat 4 zile și 4 nopți lungi, peste 90 de ore, dar a meritat, a afirmat la rândul său președinta Comisiei Europene. Este o zi istorică pentru Europa,
a transmis prin Twitter președintele Franței, Emmanuel Macron. Președintele Franței a exprimat regret că au fost menționate reducerea ale contribuțiilor bugetare pentru unele țări. Putem regreta că au fost menționate aceste reduceri, dar ar fi fost o altă luptă. Ar fi fost necesară o schimbare a filozofiei. Germania a acceptat să nu majoreze reducerea bugetară cum au făcut alții, astfel că net este chiar o scădere. Realitatea discuțiilor din ultimele zile este că Germania, Franța, Italia și alții au acceptat să transfere lucruri altor țări pentru a le convinge. Este un mecanism perfect. Nu, dar am reușit să schimbăm un lucru fundamental, să facem împrumuturi în comun și să avem un mecanism real de transfer, a subliniat Emmanuel Macron. Avem un acord și este un acord foarte bun, cu un buget pentru perioada de 2021-2027 de 1000 de miliarde de euro și un plan de relansare de 750 de miliarde. Uniunea Europeană nu a mai decis niciodată să investească într-un mod atât de ambițios în viitor, a declarat la rândul său premierul Belgiei. Premierul italian Giuseppe Conte, a cărui țară este una dintre cele mai afectate de pandemie, s-a declarat mulțumit de planul de relansare ambițios convenit de statele membre ale Uniunii Europene, ceea ce, în opinia sa, îi va permite Italiei să combată criza cu forță și eficiență. El a menționat că 209 miliarde de euro, reprezentând 28% din cele 750 de miliarde de euro convenite la summitul Uniunii Europene, vor fi destinate Italiei, dintre care 81 de miliarde de euro ca subvenții și 128 de miliarde de euro sub formă de credite. Șeful guvernului spaniol Pedro Sánchez a salutat la rândul său acordul asupra planului de relansare economică a UE, un mare acord pentru Europa, mergând până a-l califica un adevărat plan Marshall. De partea sa, premierul olandez Mark Rutte a spus că relațiile sale cu alți lideri în UE rămân solide în pofida negocierilor dificile de la Bruxelles întinse pe mai multe zile. Suntem toți profesioniști, putem lua câțiva pumni, sunt fericit cu acest acord, nu văd motive de dezamăgire, a afirmat șeful executivului olandez. Premierul ungar Viktor Orban a declarat că la summitul extraordinar al Uniunii Europene de la Bruxelles, țara sa și Polonia au reușit să-și asigure fonduri substanțiale și să-și protejeze mândria națională. Într-o conferință de presă comună cu omologul său polonez Mateusz, organizată la ambasada Poloniei la Bruxelles, Orban a spus că încercările de a lega acordarea fondurilor UE de statutul de drept au fost dejucate cu succes. Ungaria și Polonia au arătat că este inacceptabil ca națiuni care au moșit statutul de drept să critique și să dea lecții țărilor luptătoare pentru libertate, care au parcurs perioade foarte dificile și au făcut atât de mult împotriva regimurilor comuniste, a subliniat șeful executivului ungar. Website-ul de știri ungar Origo a informat luni seară că Ungaria a obținut cu 3 miliarde de euro mai mult decât era planificat inițial și că Angela Merkel a promis să închidă procedura articolului 7 împotriva Ungariei în timpul președinției germane a Consiliului UE, care se încheie la 31 decembrie. Referitor la țara noastră, o altă întrebare importantă este cum se vor împărți banii europeni. Păi, treaba stă în felul următor. 46 de miliarde de euro sunt din bugetul multianual de 2021-2027, adică fonduri nerambursabile. Aceste fonduri sunt destinate pentru politica de coeziune, pentru politica agricolă comună, precum și pentru aplicarea planului Green Deal, în valoare de 760 de milioane de euro. 33 de miliarde de euro sunt din pachetul de relansare economică. Puțin peste 50% sunt fonduri nerambursabile și puțin sub 50% sunt împrumuturi. Astfel, din 33 de miliarde de euro, 16 miliarde de euro sunt granturi și 16 miliarde de euro sunt împrumuturi. În total, din 79 de miliarde de euro, aproximativ 16 miliarde sunt bani rambursabili, sub formă de împrumut, dar în condiții mai avantajoase, și aproximativ 63,2 miliarde de euro sunt fonduri nerambursabile. Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a declarat că sumele vor fi direct spre investiții, nu spre cheltuielile curente, cum sunt pensiile și salariile. Este prematur să avansăm sume pe domenii de investiții, dar prioritare rămân investițiile în infrastructura de transport, investițiile privind refacerea sistemului de irigații, sănătate și educație, care sunt servicii publice de importanță strategică națională, și digitalizarea. Vor fi anunțate în curând prioritățile strategice ale României și cum va fi gândită partea de alocare de resurse. Infrastructura
infrastructura, autostrăzi și căi ferate este domeniul prioritar. România are obligația de a finaliza până în 2030 închiderea coridoarelor de transport în care intră autostrada Sibiu-Pitești, care e proiect de importanță strategică națională. Centura capitalei, pe coridorul 4 de transport european, Lugoș-Deva, parte cât a mai rămas pentru că întreg coridorul 4 de transport transeuropean să fie închis conform obligației României ca până în 2030 să fie redat funcțional acest coridor, a explicat Boloș. Întrebat dacă banii vor fi folosiți strict pentru investiții sau și pentru alte cheltuieli curente, adică pensii și salarii, Boloș a răspuns: nu prea se poate discuta de cheltuielile curente ale statului. Acestea rămân în sarcina bugetului național. Deciziile sunt în funcție de resursele disponibile pe care statul le are. Ministrul a subliniat că România are o șansă istorică și o mare provocare de a tura motoarele legat de capacitatea de implementare. Cam atât a fost episodul de astăzi, sper că v-a plăcut, dacă da, nu uitați de like și subscribe. De asemenea, vreau să vă întreb, voi ce părere aveți pe această sumă imensă de bani pentru relansarea economică a României? Cum crezi că vor fi cheltuiți acești bani? Vă aștept răspunsul în comentarii. De asemenea, nu uitați de follow pe Instagram la JokerVirtual1. Noi suntem cu alte episoade și evident, multă baftă în absolut tot ceea ce faceți.